Bună ziua, dragi reprezentanți ai presiei. Astăzi a avut loc, așa cum a fost anunțat și organizat și desfășurat, prima ședință de lucru între Cabinetul de Miniștri și conducerea Parlamentului și președinții comisiilor permanente. O ședință extrem de importantă, mai ales la începutul sesiunii, o ședință prin care s-a reușit să se sincronizeze agendele de lucru ale Guvernului și ale Parlamentului, o ședință care s-a reușit să se discute chiar și chestiuni tehnice legate de anumite proiecte de legi, de angajamentele asumate pe reforme și pe priorități. Noi am convenit că o astfel de platformă va fi respectată și se va lucra în ritmul respectiv foarte continuu și periodic. Ne vom vedea în astfel de ședințe. Următoarea ședință o preconizăm pe data de 11 martie, cam la 30 de zile, cam o dată pe lună vom încerca să ne vedem. Sunt câteva chestiuni importante legate și de restanțele pe implementarea acordului de asociere. Le-am identificat care sunt cele mai stringente și în primele ședințe plenare deja vor fi aprobate. La fel, mecanismele de lucru în comisii, în grupuri de lucru, tot ceea ce înseamnă și control parlamentar. Credem că o astfel de comunicare și conlucrare este foarte utilă, necesară chiar, ca să depășim restanțele și tot ceea ce a marcat ultima perioadă de timp de instabilitate, de lipsă guvernului și de conlucrare efectivă între Guvernul Republicii Moldova și Parlament. Sunt sigur că e un dialog foarte util, foarte bun și trebuie să continuăm ca atare. Plus la care s-au mai discutat și prioritățile care urmează să vină guvernul, ca și Parlamentul, comisiile parlamentare să fie pregătite cu resurse umane, resursa timpului, în așa fel încât să ne mișcăm foarte repede și foarte eficient. Stimați prieteni, vreau și eu să scot în evidență importanța acestei ședințe care a avut astăzi loc. Împreună cu toți membrii Cabinetului de Miniștri, dar și președinții de comisii în frunte cu președintele Parlamentului, zic că este una de o importanță deosebită, pentru că în situația care ne-am pomenit și trebuie să numim lucrurile pe nume, cu foarte mari restanțe la implementarea acordului de asociere, a avut loc săptămâna trecută ședința Comisiei Guvernamentale pentru implementarea acordului de asociere pentru integrare europeană. Am constatat și am scos în evidență aceste restanțe. La guvern ne-am propus să elaborăm un calendar de eliminare a acestor restanțelor timp de 30 de zile, astfel ca apoi să revenim în mod regulamentar la îndeplinirea implementării angajamentelor ce țin de acordul de asociere. Este adevărat că este un termen ambițios, dar și avem de gând să ne mobilizăm foarte bine la guvern, astfel încât să ne mișcăm foarte repede. În această ședință, astăzi, ne-am verificat unde suntem la nivel de guvern și nivel de parlament în sistemul de coordonate pentru realizarea reformelor și implementarea acordului de asociere, astfel încât să ne mișcăm foarte repede și, cum spuneam, să revenim la un grafic normal de implementare a acestor reforme. După cum ați văzut, chiar dacă ședința a durat mult, mai mult de o oră jumate, asta înseamnă că și discuțiile au fost foarte constructive și, precum spunea și domnul președinte al Parlamentului, ne-am propus ca aceste ședințe comune să aibă loc periodic, cel puțin o dată în lună, astfel încât să putem debloca această situație. Vă mulțumesc! Dacă permiteți, haideți să folosiți microfon, dacă n-aveți, bine, atunci haideți să te dau întrebări. Haideți să vă dau niște cifre. Din 100 proiecte care ne asumasem angajamentul să le trecem în 2015, am transmis Parlamentului 32,
Așa că vedeți că restanțele sunt foarte mari. Toate proiectele țin de domeniile cele importante, cum ar fi reforma justiției, sectorul energetic, dar și cel ce ține de domeniul agriculturii. O să aveți posibilitate, cred că, să faceți cunoștință cu această listă și nu cred că acum suntem în situație să trecem peste fiecare proiect.